Ai, frate, cred că ăsta e cel mai rău. Salutare, eu sunt Florentin Hriscu, iar astăzi o să fiu câteva minute un bebeluș. Sau mai bine zis, o să văd ce simte un bebeluș. Pentru că astăzi o să vreau să mănânc niște mâncare de bebeluș. M-am repetat de o grămadă de ori de bebeluș, bebeluș, bebeluș. Dar da, sunt un bebeluș. Și o să vreau să văd ce gust are mâncarea pe care noi o dăm la copiii noștri. Apropo, nu am copii. Așa că eu am pregătit astăzi mai multe sortimente de mâncare. Acestea sunt și va trebui să le mănânc pe toate. Deci nu trebuie să iau doar o linguriță, ci va trebui să le mănânc pe toate. Tot borcanul ăsta trebuie să-l mănânc. Sper să nu vomit. Așa că să-i dăm bătaie. Mi-e cam frică, puțin. Bun, primul sortiment este legume și orez cu carne de pui. Vai, frate, ce miros are! Viața mea, dați așa la ceva la copii? Wow! O să vreau să mănânc de la dezgustător la delicios, pentru că la sfârșit să am un gust delicios în gură. Miroase ca tonul de pește. Oh, frate! Ok, hai să-i dăm bătaie. Oh, mama mia! Ai, frate, cred că ăsta e cel mai rău. Exact cu cel mai rău am început. Wow! Nu vă recomand așa ceva, dar trebuie să-l mănânc pe tot. Am tăcat pe tot. Următorul este piersică caisă cu cremă de brânză. Acest sortiment minunat. Vai de viața și de zilele mele. Oh, miroase a brânză. Piersică cu brânză, vă imaginați așa ceva? Nu e chiar așa rea, îmi vine să plâng, dar se simte gustul ăla nasol de brânză. Gata, am mâncat-o pe toată. Vai, frate, următoarea, aceasta. Aceasta este măr piersică cu orez integral. Asta chiar are un gust mai bun, fiindcă este foarte puternic gustul de piersică. Ah, gata! Am mâncat-o pe toată! Wow! Deja am mâncat 3 borcanele și mai am încă 3. Bun, acum următoarea este cu mere și afine. Afinele chiar îmi plac, așa că ce poate să fie rău în asta? Are un miros foarte ciudat. Nu e rea. Am mâncat-o pe toată, gata? Mai am puțin aici. Bun, următoarea este asta. Mere, morcov și mango. Oh, e oribil! Mă, nu e faza că mă plâng eu, dar chiar e oribil. Ok, pe asta sincer nu prea îmi place, așa că o să o pun deoparte ca să mai încapă și ultima chestie în mine. A fost o mare greșeală când am zis că trebuie să mănânc pe toate. Așa că o să o degust pe ultima, care este cu aromă, cu dovleac, mere și afine. Oh, și asta mai are miros de pește. De ce ați făcut mâncare de bebeluș cu miros de pește? Voi nu sunteți normal la cap, oameni buni. Vai, frate! Oh, nu mai vreau! Wow, deja nu mai pot și nu cred că am să mai fac chestia asta în viața mea. Dar îmi plac provocările, așa că nu o să mă las eu dat bătut acum. Bun, prieteni, cam atât a fost și cu acest challenge și dacă v-a plăcut, neapărat dați un mare like. Nu pentru mine, ci pentru stomacul meu sau pentru bebelușii din întreaga lume. Eu m-am distrat foarte mult făcând acest challenge, așa că abonați-vă la canal și de asemenea puteți să mă urmăriți și pe pagina mea de Facebook, aveți totul în descriere. Și vreau doar să vă zic că voi sunteți cei mai tari și vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine. Și ca întotdeauna noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire! Salutare!